Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Cine ar fi crezut că se va termina așa? Sunt momente când un mare farsor ca mine ar prefera să savureze momentul și să nu fugă, nu să scape cu viață. Dar ce pot să spun? Lucrurile mai scapă de sub control și te mai trezești închis într-un dulap. Toate fac parte din meserie. Oh, oh. E bine, toate au început acum câteva zile. Oh, bună, băieți! Campanie electorală. Hai să o facem din nou, să realegem pe Gen! Să o facem din nou, să realegem pe Gen! Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc, mulțumesc! Elevii noștri sunt cei mai buni! Bravo, 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 foarte bravo! Toată treaba din încheietură! Hai să auzim și noi ce spune Gen, nu-i așa că vrei? A vota pentru Jen Larkin înseamnă mai multe dansuri la școală, mai multe raliuri, mai multe excursii la schi, tot ceea ce merită elevii noștri! Yeah, 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 yeah. Și chiar dacă nu am adversar, tot am nevoie de votul vostru! Yeah, 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 yeah. Mai bine aș vota pentru câinele lui Marsh Nixon! Nu sunt un șarlatan, sunt un câine! Votați-mă pe mine! Această școală să devină cât de bună este posibil. Cât de bună știu că este. Cea mai bună din tot statul. Sunteți cu mine, copii? Nimeni nu candidează împotriva deșteptei ăsteia și ăștia țipă ca nebunii. Politica nu este de noi. Dar avem obligația și este dreptul nostru să boicotăm alegerile lui Gen. Altfel de ce mai e democrație? Un cuvânt care rimează cu slujba onorifică. Grasă și pitică? Nu mă ajuți! Ce s-a întâmplat cu zilele bune de odinioară când făceai promisiuni false și cumpărai voturile? Raliuri pentru a ne dezvolta potențialul. Haide, haide, cu siguranță ne vom distra. Sună distractiv, dar eu cred că raliuri are nevoie totuși de... Ascultă, ciudatule, nu admit nicio farsă prostească și stupidă de-a ta. Ai înțeles? Prostească? Eu? Acum vreau o rimă bună pentru la școală și la locul de muncă. Dacă stai în calea mea, te voi strivi ca pe un gândac mic și neimportant ce ești. Înțelege, cap sec. Și cine zice asta? Eu zic. Aole, uite-te la mine că tremur. Față lungă fără minte. Față lungă la locul de muncă. Rimează, e un început. Vom vedea cât îi va plăcea asta, domnișoare, încredere. Ha, ha, ce amuzant, neconvingător. Bine, deci asta n-a mers, da? Următoarea! Ascultă, am o știre senzațională pentru tine. Ce ai spus, ce ai spus? Am o știre senzațională pentru tine, măi. E foarte greu să te înțeleg. Ce s-a întâmplat cu vocea ta? Am o știre senzațională pentru tine. Candidata la conducere, Jen Larkin, își umflă sutienul și am dovada chiar aici, înțelegi? Și nu vorbim doar de material de 2 bani. Simte și tu ce calitate bună e. Italiană! Și încă o dată mă propun pentru al treilea mandat la președinția elevilor. Și ce ai de spus despre faptul că îți umfli... O să spun asta o singură dată. Nu sunt genul să-mi umflu sutienul cu vată. Este total neadevărat și inventat. Clar? Să nu uitați să mă votați, Gen. Mulțumesc mult! Hai, spune sincer, chiar nu-ți umfli sutienul? Nu, Terry, niciun caz. Dar știu eu pe cine o să umflu acasă. O să vadă el. Sunt destule furseguri pentru toată lumea. Oh!
Nota, vă rog! Întotdeauna să ai un plan de rezervă și să fii pregătită. Hei, dar ăsta nu e mai bine motoul meu? Politicieni nerușinați! Bine, Jen, e momentul să te bat la propriul tău joc! Mam, politica asta devine chiar politică? Va fi nevoie de organizare, Danny. Ai putea să o înscrii în armată și ar fi detașat într-o țară străină. Asta ar strica alegerile. Na, prea complicat. Stai să mă gândesc. Gen nu are oponent. Cred că trebuie să fie o mare prostuță să candidezi împotriva ei. Nu, Danny. Mai prost decât un prost. Votați pentru Craig Bennett! Votați pentru Craig Bennett! Ce mai e și asta? Ultima știre! Minunat! Hai să punem acum spectacolul pe picioare! Nu vreau să fiu președintele elevilor! Ce? Tu? Craig Bennett? Fundaș, iubit și adorat de toți! Tu nu vrei să deții cea mai înaltă funcție din școala asta? Ai preferat să stai la ore în loc să stai în mijlocul oamenilor care te iubesc, care te adoră? Mă iubesc? Fetele Craig! Fetelor le plac băieții cu intenții politice. Vei fi combinația perfectă, mușchi și creier, înțelegi? Și gândește-te, ce poți face pentru programul sportiv al școlii? Uniforme noi pentru echipa de fotbal. Chiar mi-ar trebui echipament nou, știi? Și fetițe. Și scap și de la ore, înțelegi? Faci puține teme pentru acasă, vei deveni, dacă e posibil, mai popular decât ești acum, înțelegi? Școala are nevoie de tine. Fete, da, teme, nu? Îmi place cum sună. Ce, tântălău? Crede tot ce îi spunem despre el, are un zâmbet uriaș și vrea să fie popular. Politicianul perfect, nu? Este onoarea mea să-l prezint astăzi pe noul candidat la președinție, Craig Bennett. Craig Bennett! Ce mai faceți? Yeah! Școala noastră e cea mai tare! Le dăm oamenilor doar ce vor. Presupun! Haide, încă n-am terminat! Ce crede Craig că face aici? Se pare că vrea să ne concureze, asta face. E o nebunie, nu poate candida împotriva mea. Nici eu nu pot candida împotriva lui. Adică e Craig, îl iubesc. Deci, surioară, văd că avem o mică întrecere anul ăsta, nu? O, nu se poate să faci asta. Ce? Dacă tu ești de vină, o să-ți înfund capul într-un borcan cu murături. Nici nu că se putea mai bine. Craig este prins total în joc, iar Jen este total confuză. Grozav plan. E o chestiune de timp până ce Jen va renunța. După cum știți, Craig Bennett a intrat în competiția pentru președinția școlii. Și vreau să fiu prima persoană care îi vrea să pun venit lui Craig în această cursă. Sunt șocat. Nu renunță? În niciun caz, omule, e o Larkin. Noi nu renunțăm. Știu că această campanie va scoate tot ce e mai bun în amândoi și școala va avea o competiție adevărată. Școala noastră e cea mai tare! Asta va fi cea mai tare campanie electorală pe care școala a văzut-o. De-abia aștept să avem o dezbatere în doi cu oponentul meu. Tot nu-mi vine să cred. Să crezi, prietene, reveniri se întâmplă tot timpul. Acum chiar că va trebui să punem ceva la cale. Hai să o facem. Poți să primești o mărire de salariu? Absolut. Uite, nimic. Uite, încă de două ori nimic. Trebuie să fim cu un pas înaintea competiției, să știi. Și de vreme ce e vorba de Jane și Craig, ar trebui să fie provocator. Uite de gen, votează pentru mine, eu sunt un Larkin mai bun, numele meu este Andy. Uite de gen, votează pentru mine, eu sunt un Larkin mult mai bun, numele meu e Andy. Haide Andy, haide Andy, el e un Larkin mai bun. Haide Andy, haide, haide Andy, votați pe Andy, votați pe Andy. Merge. Și suntem doar la început.
A vota pentru Jen Larkin înseamnă mai multe dansuri la școală. Îmi pare bine să te văd. Oh, ai avit așa noi? Bună copii, votați-l pe Andy. Prinde-i că-ți sunt mici și rămân ai tăi pe viață. Au, măi, zgâtie! Când va fi învinsă, o să plătească. Deci, mototolule, crezi că mă vei învinge? Nu cred, știu asta. Da, bine. Ascultă, toată lumea știe că tu nu ești decât un mare bleg. Cine te crede? Da? Da. Ai, nu se poate, mai vedem noi. Da, vom vedea. De fapt, am o idee. Mă rog, toate au un început, nu? Vom organiza o dezbatere. De acord, haide! Haide unde? Vom avea o dezbatere a candidaților, Craig. Tu ce zici? Un concurs? Bună idee! Când? Oricând! Oriunde! Cum vreți, ne vedem acolo! Pa! Pa! Bine, fraiero, de-abia aștept să te fac cum te fâstâce și transpir la concurs. Nu prea cred, creier de maimuță. Nu ai văzut nimic încă. La naiba! Asta nu era replica mea? Meritați un președinte în care să aveți încredere, nu de cineva care face mereu farse. Mulțumesc, mulțumesc. Meritați un președinte care este onest și sincer, nu de cineva care doar vrea să vă păcălească. Mulțumesc, mulțumesc. Nu meritați orice, meritați ce e mai bun. Jen, i-ai făcut praf. Uite-te la copilul ăsta, micuț și prăpădit și prea vorbăreț. A, litera V. Credeam că a fost interzisă. O vei folosi în timpul concursului? Nu-mi vine să cred ce văd. Andy Larkin, politician. M-ai dat gata. Bolduri de campanie. Vezi să nu te rănești. În sfârșit iei și tu ceva în serios. Sunt mândră de tine. Te comporți ca o persoană normală. Pentru prima oară. Mamă, îți mulțumesc. Să știi că o zic în sensul bun. Îți asum foarte multă responsabilitate. Fără farse, fără prostii, de-abia aștept dezbaterea finală. Știi, cu siguranță sunt făcut pentru asta. După ce voi fi ales, poate tu și cu mine vom putea lucra mai mult împreună. Hai să vedem mai întâi cum ies alegerile. Noroc, președinte Andy. Dar n-am știut că politica poate duce și la idile. Bună, sunt Craig Bennett. Bucură să vă văd. Să înceapă concursul. Să nu-ți bați joc de asta, băiete. Sunt cu ochii pe tine. Haideți, domnule director de Roza, mai lăsați-mă în pace. Acesta e noul Andy. Apropo, de-abia aștept să lucrăm împreună dacă voi fi ales președinte. Dacă ăsta nu este cel mai frumos sunet din lume, nu știu care ar fi. Bine, oameni buni, stați jos! Acești trei candidați vor dezbate azi cum vor putea să facă ei școala să funcționeze mai bine. Domnișoară Larkin, puteți începe. Mulțumesc, domnule director. Este plăcerea mea să mă aflu aici în fața voastră. Plictisitor! Promit să fie mai multe activități pentru elevi. Dansuri, excursii la schi, raliuri, joia pentru discotecă și... Ceea ce cred eu că avem nevoie sunt mai puține activități. Asta înseamnă viața. Trebuie să lucrăm împreună, da! Ca să facem școala mai bună. Fără chiulangii, fără farse și fără păcălici iritanți. Dacă voi fi aleasă a treia oară la conducere, voi continua să îmbunătățesc imaginea școlii. Pui aceleași lucruri învechite mereu și mereu și cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne-am săturat de prostiile tale de atâta amar de vreme. Bla, bla, bla. Eu? Da, eu trec cu ceva timp de când am avut un președinte cu inspirație, cu idei pentru viitor, cu curaj, ca să inoveze.
Ea promite să facă din școala asta cea mai bună din tot statul. Eu zic, de ce nu din toată țara? Sau chiar din lume? Și cum îți propui să faci asta? Pentru început, nu mai facem teme! Ce? Și nu mai dăm examene! Sună grozav. Chiar putem face asta? Bineînțeles că nu! Este exact atitudinea care ne trage înapoi, nu-i așa? Împreună vom putea realiza toate aceste țeluri! Las la latitudinea voastră, elevi din East Geekle, ce vreți? O vacanță lungă de vară? O veți avea! Mâncare mai bună la cantină? Pauze mai lungi? Nu-mi vine să cred! Spuneți și visele vi se vor da! Le meritați! Și cum oare ai vrea să faci asta? Asta vreau să vă demonstrez! Ea n-are niciun plan! Zero! Nu l-ascultați pe mucosul de Andy! El nu are niciun plan, nicio idee! Nu-i pasă de toate astea! El e doar fratele meu mai mic și prost, care crede că totul este o glumă! Dar, Jen, tu ești sora mea! Și eu... te iubesc! Ce? Ah, nu! Eu pot să ridic 100 de kilograme. Ești pregătit să pierzi, fraiere? Tu începi să pierzi, surioară. Campania asta a rămas între mine și Craig, iar sora mea știe asta. Nici n-ar fi putut ieși mai bine. Nu-mi vine să cred că sunt încă în picioare. Sunt așa de obosită. Hai că arăți bine, fată. Vă prezint viitorul președinte, elevul care este tare ca o bomboană de mentă. Este de încredere și tolerant, deștept și abil. Așa, e deștept. Andy Larkin, scuze. Andy Larkin! Lucrurile par a merge bine. Sunt de acord cu tine. Școala noastră cea mai tare. Aveai dreptate, mă distrez foarte bine. Orice pentru prietenul meu, Craig. Atenție, vă rog. Rezultatele până acum cu 98% din voturi numărate sunt: Jean Larkin, 203 voturi. Domnul Bennett, 203 voturi. Școala noastră e cea mai tare. Andy Larkin, 2 voturi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru miracole. Asta-i tot. 2 voturi? Mai bine decât un șut în fund. Wow, atâta tevatură și doar 2 voturi? Cu adevărat impresionant. Te-ai făcut de râs cu piticul tău cu tot. Hei, vezi că am un auz foarte bun și o memorie foarte bună. Da, mă rog. Oricum, știu că doar 2 proști puteau să voteze pentru tine. De fapt, și eu am votat pentru Andy. Oh. Și eu la fel. Astea sunt cele 2, mulțumesc. Stai puțin, tu pentru cine ai votat? Eu am voie să... Normal. Am uitat să votez, am uitat complet. Atunci du-te, vei avea 3 voturi. 3, 1, 2, 3, în fața ta. Bine, mai aveți 3 minute ca să votați. Până acum, Jen și Craig sunt la egalitate. Și, din fericire, Andy Larkin are doar 2 voturi. Asta înseamnă că nu mai are cum să câștige. Ai făcut multe pentru mine, Andy. Și eu pot să fac multe pentru tine. Chiar îmi doresc să câștig. Și ce anume poți face tu pentru mine? Pentru început, te pot ajuta dacă intri, să zicem, într-o încurcătură. Într-un bucluc. Ah, înțeleg. Dacă nu vă supărați, vă rog. Larkin, nu vreau să pierd și mai ales nu în fața unei fete. Ea e de domeniul trecutului. Când voi fi președinte, eu și prietenii mei vom conduce școala. Ai făcut ce trebuia, Larkin. Da, cred că am făcut. E o mare plăcere să anunț că președintele elevilor este...
Jen Larkin! Ei, dar la urma urmei face parte din familie, nu-i așa? Cum merge, băieți? Au! Prindeți-l pe trădătorul ăla! Repede, să nu ne scape! Repede! Să-și dorească mai mult! Și eu care credeam că s-a schimbat. De fapt, ar fi o idee bună să se schimbe ceva acum sau va lua o bătaie. Andy! Votați pentru Andy!